Un meci de Warzone întotdeauna e foarte imprevizibil și se pot întâmpla foarte multe chestii, e extrem de complex și sunt mulți factori implicați, dar întotdeauna sunt câteva chestii pe care trebuie să le faci meci de meci și de la care nu trebuie să te abați ca să poți să ajungi cât mai avansat în meci și, bineînțeles, să încerci să iei win-ul. Dacă vei încerca să aplici chestiile astea în fiecare meci, o să vezi mai mult ca sigur un improvement în fiecare meci și o să vezi că o să-ți îmbunătățești și gameplay-ul și o să devii un jucător mult mai bun de Warzone. Unul dintre cele mai importante lucruri într-un meci de Warzone, pe care am observat că foarte multă lume nu-l face, este că nu cumpără loadout-ul. În fiecare început de meci, cel mai important lucru este să cumperi loadout-ul. Foarte multe echipe pe care am văzut și am studiat și m-am uitat la câțiva jucători care joacă și streameri, nu cumpără loadout-ul la început de meci, ceea ce e cea mai mare prostie. Adică ăsta e primul lucru și primul obiectiv pe care trebuie să-l ai atunci când sari, să-ți iei loadout-ul, să strângi cât mai mulți bani, să faci contracte sau pur și simplu să lootezi mai multe case, ca să strângi bani, să cumperi cât mai rapid loadout-ul. Cu cât îți iei mai rapid loadout-ul, cu atât ești mai sigur când un team te pușează sau poți să pușezi tu un alt team fără să te chinui cu arme de pe jos care nu sunt foarte bune majoritatea timpului și mai ales dacă ești un jucător începător sau nu ești chiar așa stăpân pe recul sau nu ești un jucător atât de avansat, e destul de greu să pușezi un team cu arme de pe jos, mai ales dacă te pușează altcineva pe tine cu alte arme, nu ai nicio șansă fără loadout, așa că primul lucru, strângi bani, cumperi loadout-ul și apoi poți să pornești la drum. De data ce ai loadout-ul, ai și perk-urile care te vor ajuta foarte mult pe lângă armele în sine, așa că o să fii mult mai sigur pe tine, o să poți să avansezi și o să poți să te miști prin case și prin zone mult mai prin zone pe care nu ai riscat în mod normal dacă nu ai avea armele, așa că tot timpul luați loadout-ul, după aia începeți să vă mișcați pe hartă, nu intră, încercați să vă evitați să intrați în fight-uri la început de meci dacă puteți. Și după ce aveți loadout-ul, puteți să începeți să avansați, să faceți bani, să strângeți, să faceți contracte și să vă bateți cu alte teamuri. O altă greșeală pe care foarte multă lume face este că nu cumpără și nu se folosește de UAV-uri. La începutul Warzone-ului, UAV-urile nu aveau aproape niciun sens, adică erau foarte, foarte nerfuite, să spun așa. Nu puteai să cumperi mai mult de un UAV de la shop și majoritatea timpului când mergeai la un buy station nu găseai să cumperi UAV, așa că era aproape inutil. Perk-ul Birdseye, care te ajuta atunci când cineva dădea UAV să vezi mai multe persoane pe hartă, chiar dacă dă altcineva UAV, nu funcționa, așa că erau inutile. Dar acum poți să cumperi mai multe UAV-uri de la un buy station și văd foarte multe persoane care au o grămadă de bani la ei și nu cumpără UAV-uri. UAV-urile te ajută foarte mult să vezi unde te plasezi, unde ești pe hartă, dacă ai player pe lângă tine, pe unde poți să rotești, ce player poți să pușezi, să încerci să-i bazi și așa mai departe. Fără UAV-uri nu ai cum să știi unde să rotești, prin ce zone să te duci, care e pasul următor. Ajută foarte mult, așa că de fiecare dată când aveți bani, dacă nu aveți nevoie de self-revive sau să cumpărați pe altcineva sau un loadout sau arme, cumpărați UAV, dați UAV-ul ăla și puteți să vedeți pe unde puteți să vă mișcați. E foarte util și chiar nu înțeleg de ce multă lume nu folosește UAV-ul. Trebuie să fie la fel printre primele chestii pe care le faci în meci după ce îți cumperi loadout-ul, cumperi UAV, ca să vezi care e următorul pas, să nu te plimbi aiurea prin casă și să fii surprins de un alt team care te pușează. UAV-ul e foarte bun chiar dacă un team are Ghost, pentru cei care nu știați, atunci când un jucător folosește Ghost ca și perk, nu te vezi pe radar atunci când te miști, dar dacă stau și campează în case sau stau pe loc, se activează acel punct roșu pe care îl vezi pe minimap în stânga și o să vedeți playerii care stau în case oricum, așa că e foarte util să aveți un UAV. Chiar dacă cineva are Ghost, tot o să puteți să-i vedeți pe harta dacă stau și campează în case. Foarte important să cumperi loadout-ul, dar e mult mai important să știi ce loadout să-ți faci, adică ce arme să folosești, ce perk-uri, ce letale și ce echipament să ai cu tine. Așa că foarte important este să știți cea mai bună clasă pe armă pe care o folosiți, arma care e meta. Pentru cei care nu știți, meta înseamnă arma cea mai bună și cea mai folosită la momentul actual. Așa că tot timpul puteți să uitați ori la mine la video sau pe stream. Aveți și link în descriere cu cele mai bune loadout-uri pe care le folosesc eu acum, clase pentru arme mai exact, cu tuning-ul și cu tot, așa că puteți să intrați acolo în descriere, intrați pe link și puteți să faceți level sau să deblocați atașamentele pe armele respective și le puteți pune la voi în loadout. În mare parte sunt 2-3 arme care se rotesc și sunt viabile cam 2-3 arme tot timpul. Se fac tot timpul update-uri, se dau nerf-uri și buff-uri, dar în mare cam aceleași arme se rotesc. Momentan, Cronenul și Lagman Sabul sunt armele cele mai bune. Cronen ca și primary și Lagman Sub ca și a doua armă. Ca să folosiți două arme, trebuie să folosiți perk-ul Overkill, iar pe lângă Overkill aveți mai multe opțiuni de perk-uri, precum High Alert, Ghost, după care al doilea perk cel mai folosit este Fast Hands, Ghost, dacă vrei să nu te vezi pe radar sau poți să folosești High Alert ca să vezi atunci când cineva se uită la tine. Double Time este un perk care este foarte folosit și el, te ajută să sprinteze pentru o durată mai lungă de timp. Așa că asigurați-vă că aveți și perk-urile bune folosite pe lângă armele pe care le aveți, pentru că ele fac o mare parte din loadout-ul vostru și vă ajută pe parcursul meciului. Puteți să le rotiți și să le încercați pe fiecare să vedeți care e pe placul vostru. Eu personal v-am spus, folosesc Ghost-ul în mare parte dacă mă joc ranked. Dacă mă joc solo, folosesc High Alert, pentru solo High Alert este cel mai bun când se uită cineva la
la tine. În mare parte la solo nu trage și te așteaptă într-un moment oportun atunci când nu te aștepți să tragă în tine și Hylar te ajută foarte mult pe partea asta. Stocul este iarăși un perk foarte folosit pe modul ranked ca să ai cât mai multe letale și echipament, adică smoke-uri și semtex-uri sau drill charge-uri. După ce le folosești au un timp de regenerare și o să primești înapoi. Pur și simplu se regenerează. Tuning-ul e la fel de important și el pentru fiecare armă, așa că asigurați-vă că aveți făcut tuning la fiecare atașament. Ca să puteți face tuning la atașamente, trebuie să aveți level maxim la armă, așa că faceți level maxim la armă, după care puteți să vă ocupați și de tuning. Puteți să-l faceți după preferințe, dacă vreți să tragă mai bine să fie mai mobil sau să tragă mai bine la distanță. Aveți acolo tot felul de setări pe care le puteți face la fiecare atașament în parte. Warzone 2 este un joc foarte lent ca și mecanică, nu prea este un movement și nu prea există skill gap ca să poți să te ferești sau să ieși din fight-uri. Așa că majoritatea jucătorilor joacă foarte lent, stau prin case sau stau mai mult cu ținta pusă, ceea ce face destul de greu să intri într-un fight fără ca cineva să te lase one shot sau pur și simplu să-ți dea down atunci când intri în casă. Așa că o greșeală pe care o face foarte multă lume este să pușeze în case. În Warzone 2, dacă nu ești foarte sigur și dacă nu dai un down înainte să intri într-o casă, mai mult ca sigur o să fii lăsat one shot sau o să dai maxim un down, pentru că e foarte greu să intri în casă și să omori mai mult de un player. Time to kill este foarte rapid, așa că dacă cineva trage în tine, ești instant jos. Deci o altă greșeală pe care majoritatea lumii o face este că intră în case fără să aștepte să iasă un inamic afară sau să dea un down sau să aștepte un moment oportun, chiar dacă știe că o echipă respectivă se află în casa respectivă. Încercați să luați un down sau încercați să-i așteptați să iasă din casă, să vină zona peste ei sau să așteptați pur și simplu momentul oportun. Mai mult, dacă nu sunteți siguri, mai bine nu pușați, pentru că mai mult ca sigur riscați să muriți sau să pierdeți meciul. Pe parcursul meciului, dacă avansați, o să vă aflați în situații în care trebuie să pușați team-uri sau trebuie să rotiți. E pur și simplu un joc așa de decizii, iar multe, multe greșeli se fac atunci când ai de o echipă. Nu tot timpul trebuie să intrați în fight-uri. Dacă vedeți că zona vine și aveți un avantaj, chiar dacă durează puțin până vine zona peste echipa respectivă, să zicem că se află echipă într-o casă, mai bine așteptați sau rotiți, luați un high ground, pentru că având un high ground, automat aveți un avantaj asupra inamicului, așa că mai bine rotiți și nu dați engage din prima, nu intrați în fight și după care vă trăiți orică vine zona peste voi, orică e un third party, vine un alt team și participă și el la fight-ul respectiv, după care muriți, chiar dacă bateți team-ul respectiv, o să vă moare cealaltă echipă. Așa că mai bine rotiți uneori decât să intrați în fight-uri, așteptați echipa respectivă să vină la voi, luați-vă o zonă mai bună, după care puteți să continuați cu meciul, adică mai pe scurt, aveți răbdare. Jocul de rotație este un joc pe care trebuie să practicați cât mai des, îl învățați așa cu timpul. Trebuie să învățați harta împreună foarte bine, după care o să învățați tot timpul pe unde trebuie să rotești, să intri prin case, pe unde trebuie să urci pe deal și așa mai departe. În majoritatea meciului o să fiți în situații în care o să rămână un singur player în viață, iar aici se pierd foarte multe meciuri care au potențial să fie meciuri bune. Se spune că muriți la începutul meciului, toată echipa se duce în gulag, doi playeri pierd gulagul și rămâne decât unul în viață care trebuie să dea regain. O mare greșeală pe care o fac mulți jucători este să meargă în zone care sunt des populate de jucători sau zonele în care au murit ca să-și ia armele și riscă să moară instant sau pur și simplu să fie pușat după ce lutează de un alt team. Așa că cel mai bine atunci când sunteți în situație de regain, ca să vă cumpărați înapoi tovarășii, treceți în zone în care știți că nu sunt playeri, în care nu vedeți că se trage sau zone în care știți că nu s-a lutat, ca să strângeți bani și să aveți pur și simplu răbdare să luați fiecare cu echipier pe rând, pentru că nu o să puteți să intrați să bateți iarăși un timp sau pur și simplu să găsiți bani instant ca să dați regain. Regainul e foarte important, se câștigă foarte multe meciuri din care pur și simplu echipa vine din gulag și intră în meci, le dau revive-uri și după aia meciul revine la normal, între timp au scăzut pe echipele, e o zonă bună și poți să câștigi meciul chiar dacă ai pierdut gulagul și chiar dacă a rămas decât un player în viață. Așa că dacă ați pierdut gulagul și a rămas decât un player în viață, nu vă panicați, aveți timp, lutați, după care puteți strânge bani ca să vă cumpărați cu echipierii și meciul poate reveni la normal sau chiar să câștigați meciul. Landing-ul cred că e iarăși unul dintre cele mai importante chestii la începutul meciului, de fapt e primul lucru pe care îl faci când intri într-un meci, este landing, unde sari. Este important și nu neapărat e lege să aveți o zonă în care să săriți tot timpul. E ideal să aveți 2-3 zone pentru că avionul nu merge tot timpul prin zona în care săriți voi foarte des. Așa că e important să aveți 2-3 zone pe care să le știți foarte bine, să știți clădirile, să știți loot-ul care e acolo și să știți dacă cumva dați de player pe unde să rotiți și cum să ieșiți din situații respective sau chiar să-i bateți pe jucătorii respectivi.
Așa că încercați să învățați 2-3 zone în care să săriți tot timpul. Zone precum Almazra City, Hydro sau Observatory sunt zone foarte populate. Dacă nu sunteți foarte avansați ca și jucători, foarte, foarte skillați, vă recomand să vă feriți de zonele astea. Sunt șanse să săriți acolo și să nu fie player, dar în majoritatea timpului sunt player sweaty în zonele respective, pentru că ei sar în hot drop-uri ca să facă cât mai multe kill-uri la începutul meciului și după care meciul va fi mai ușor pentru ei, normal. Așa că alegeți o zonă mai retrasă, o zonă unde știți că este loot, dar nu sare așa multă lume, ca să puteți face bani de loadout și să vă cumpărați armele și să începeți meciul corect. Mai bine săriți în zone în care știți că o să lutați și să aveți bani de loadout decât să săriți în zone în care știți că sară player și nu o să fiți siguri că o să cumpărați loadout. Așa că mai bine câștigați puțin timp, lutați, e mai lent la începutul de meci, dar măcar știți sigur că o să aveți loadout-ul și aveți armele voastre și părcurile pe care le-ați pus în loadout. O greșeală comună pe care o face foarte multă lume este dezvăluirea poziției. Sunt foarte mulți jucători care trag aiurea după playeri la distanțe extrem de mari, la care pur și simplu nu are sens să tragi. Nu faci decât să-ți dezvălui poziția, să-i alertezi pe alții inamici care cel mai probabil sunt în zona lângă tine, te văd pe hartă sau pur și simplu aud gloanțe și o să vină direct la tine. De asemenea, atunci când pușați un squad sau știți că vă îndreptați către un squad, nu trebuie să aruncați smoke-uri aiurea dacă știți că nu vă vede nimeni, nu trebuie să dați precision sau cluster înainte să intrați în fight, pentru că toate chestiile astea nu fac decât să alertezi echipa respectivă, să-i anunțați că voi vă îndreptați spre ei. Așa că mai bine dați un down și după care vă puteți folosi de smoke-uri, de stun-uri, de flash-uri, de cluster strike, de precision și toate chestiile astea. Sunt mult mai utile atunci când ești deja în fight decât să le dai înainte, pentru că asta faci pur și simplu, îți dezvolui poziția și eu să știi exact cât îi pușezi. Bineînțeles, sunt situații în care trebuie să vă folosiți de smoke-uri sau de precision sau de cluster strike. Situații, spre exemplu, dacă cineva trebuie să rotească și vine zona peste ei, puteți să dați un precision sau un cluster strike în avans ca să îi puteți prinde nasol, dar în mare parte încercați să nu le folosiți ca să nu vă dezvăluiți poziția. Încercați tot timpul atunci când pușați un squad să luați un down și să fiți siguri de kill-ul respectiv. Dacă nu aveți o poziție bună și dacă credeți că nu sunteți sigur că o să dați primul down, mai bine așteptați un moment oportun după care puteți să trageți atunci când sunteți siguri. Dacă aveți un player down, inamicii bineînțeles încep să se panicheze și încep să joace diferit. Încearcă să joace pentru revive sau se panichează în mare, cam asta se întâmplă. Dacă voi trageți aiurea și lăsați one shot pe player respectiv sau îi spargeți decât câteva armuri, riscați ca player respectiv să-și dea regain, să ia o altă poziție și bineînțeles să vă moare. Încercați să faceți chestiile astea match de match și mai mult ca sigur o să vă găsiți mult mai avansați în match, o să ajungeți mai des ca să luați win-uri sau în top 10, o să vedeți că o să avansați și ca și kill-uri, o să vinți un jucător mai bun și mai siguri pe voi. Încercați să aplicați obiceiurile astea în fiecare meci, o să vedeți că o să deveniți jucători mai buni, o să vă treziți în top 10 mult mai des, o să câștigați meciuri și pur și simplu o să deveniți mai sigur pe voi ca și jucător. Nu uitați să lăsați un like la clip dacă apreciați contentul, mă ajută foarte mult. Bineînțeles, dacă sunteți noi, faceți click pe butonul subscribe și abonați-vă canalului pentru mai multe clipuri cu Warzone. Mă puteți urmări zilnic, sunt live aici pe canal, așa că vă aștept și acolo.